Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. Foștii concurenți, vreau să încep cu Andreea, de la sezonul 9, care a fost eliminată foarte repede, după 2 săptămâni. Nu mi-a plăcut absolut deloc acest lucru, pentru că numai cât i-a făcut se prezentarea în gală și apoi a eliminat-o că a fost votată de mama săptămânii. Bineînțeles că ea și-a cerut scuze mama săptămânii și a spus că n-ar fi vrut să o elimine, nici nu se aștepta la asta, dar asta e. Pentru că era prea retrasă, nu încerca să se vorbească cu niciun băiat, păi dar nu mai putea, că celelalte au fost grămadă pe ei. Așa că a plecat cu Andrei. Bine, nu împreună, bineînțeles, fiecare la casa lui. A postat un mesaj de mulțumiri susținătorilor care încă vorbesc, încă stau de vorbă, de ce nu? Și spunea că mulțumește și emisiune, acolo a cunoscut oameni, s-a simțit bine, ei chiar i-a plăcut acolo, mă și mir, dar că nu era locul ei acolo și foarte mult zic, am citit și eu niște comentarii, că era prea finuță, prea serioasă ca să mai rămână în casa mireasa. Dar fiecare face ce vrea, normal. Și în același timp și Andrei a scris și el un mesaj asemănător. Ca și Andrei a dat și el adresa de Instagram unde poate să-l contacteze cine vrea. Chiar am citit niște comentarii că poate sunt împreună, că mesajele au fost foarte asemănătoare și în același timp și în același loc. Dar nu putem noi ști asta. Dacă sunt împreună, dar nu cred. El a spus clar că lasă viața amoroasă mai pe locul 2 ca să se ocupe de carieră. Și e dreptul lui. Nu știu de ce a intrat la mireasa, că l-am văzut clar cât a fost acolo acele 2 săptămâni, că nu s-a arătat interesant de absolut nicio fată. Absolut niciuna. N-a făcut pași, n-a făcut nimic, nu. Nici banalități n-a întrebat pe niciuna. Așa că nu cred să fie cu Andreea, părerea mea. Părerea altora că s-ar putea. Vom vedea. Să vorbim și de Ion. Ion foarte supărat că cineva a jignit-o pe Raluca. Că i-a zis de păr că se vopsește, nu știu cum. Și că arată ca o rață, da. Ce problemă au ei cum se vopsește ea? Eu dacă vreau, îmi fac părul verde, albastru, mov, mai știu cum, în 10 culori. Îl împart așa în două, aici fac 5 și aici fac 5. Îi pasă cuiva ce fac eu sau îi pasă cuiva ce face Raluca? Mie îmi place de ea și de el, încă din sezon. În sezonul 4 nu l-am prea urmărit, foarte puțin. Am văzut câteva fațe cu ei, cam golănaș, dar am văzut că ea îl iubește, stă cu el, nu s-au despărțit. Mai vorbește el urât, așa că ăsta e Ion, că dacă ar vorbi altfel, n-ar mai fi Ion, cum aș fi spus. Și chiar zicea că niște femei, babe, cum le-a numit el, s-au găsit să discute despre Raluca. Când a intrat pe profilul ei, a văzut că și ea era vopsită, că și ea era machiată. Păi așa fac mulți, să știți, care nu au ce face, mai ales care comentează pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, așa n-au ce face. Chiar sunt femei mai în vârstă care nu muncesc, stau la pensie, stau acasă și atunci hai să ne dăm cu părerea. Păi bun, îți dai cu părerea, n-am nimic împotriva părerii, să știți, am cu jignirile. Mie îmi place de Raluca, e o fată frumoasă, își vede de familie. Dacă se vopsește, cum se vopsește, asta e fix problema ei. Ea merge așa pe stradă. Eu n-am văzut-o cum s-a vopsit, dar îi dau dreptate lui Ion că a fost foarte supărat. Și că le-a vorbit cum le-a vorbit, au meritat, să știți. Nu te amesteci în viața nimănui. Poți să-i dai un sfat dacă îl cere, dacă nu, nu-i dai. Poți să-ți dai o părere, dar lasă-i pace să trăiască viața așa cum vor. Nu cer la nimeni nimica. Bianca și Robert au făcut un live, el era la spital, da? Mi se pare că avea și perfuzii în mână sau ce avea, și dureri groaznice de spate din cauza sălii, că au fost la sală, și el s-a epuizat cu greutățile, da. Cred că a exagerat cu kilogramele de la greutăți. Pentru că el n-a mai făcut antrenament cât a stat în casa mireasa și după aceea, brusc, zicea ea că 10 zile are interzis la sport.
Păi foarte bine că nu se duce, iar că n-ar avea rost. N-ar avea rost să-și strice coloana. Coloana e foarte importantă. Foarte importantă. Chiar eu am avut niște probleme, am ridicat un bătrân, nu mi-a luat măsurile de protecție pentru că știu cum se face și nu am făcut. Pentru că mă panicasem, l-am văzut pe jos, mi-a trebuit să mă recuperez, bine, n-am fost niciunde pentru că știu singură, asta e și meseria mea. Vreo o lună jumate așa, până în două luni. Deci foarte mare grijă la greutăți, la astea. El e și fragil așa, poate să aibă el antrenamente sau atât. Sau meseria lui, asta e antrenor, dar totuși, vorba Biancăi, coloana lui n-a fost de acord. Păi n-a fost. Coloana e foarte fragilă, pe o parte, și pe o parte e foarte puternică, ne ține în picioare, ne ține sănătoși. Dacă stricăm coloana, care e baza, și foarte greu să recuperează, dacă se mai recuperează. Bine, el e tânăr și eu chiar îi doresc multă sănătate, pentru că l-am simpatizat în emisiune, pe ea nu prea, pentru că era femeie crampon, exact ca și Antonia. Și femeile crampon mie nu-mi plac. Dar dacă ei sunt fericiți, să nu țină cont de părerea mea, nu? Vlad și Cătălina, știți că el mi-a plăcut foarte tare, foarte tare în sezonul lui. Ei sunt împreună, lucrează la un salon, foarte multă lume am văzut că le cere sfaturi despre păr, despre coafuri, despre vopsit, despre machiaj, unde se pricepe foarte bine. Ați văzut și în casa Mireasa a machiat și a vopsit. Chiar a spus de niște uleiuri care pot să-ți freci părul. El nu recomandă ceaiurile, dar eu recomand ceaiul de rozmarin și de uzică pentru păr. De fapt, nu e chiar ceai, e o fiertură, așa. Eu l-am folosit, să știți, eu l-am folosit, am avut acum câțiva ani cât am fost la Paris, am nimerit exact atunci cu teroriștii, în fine, și pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci, eu asta recomand, el zicea că mai bine ulei, și eu ulei folosesc, să știți, de eu mai mult de ricin. Răspunde la întrebări, foarte amabil, dă sfaturi, mai au povestit și de viața lor, sunt bine. Care vrea să se ducă lei la coafor, sunt bineveniți și mă bucur pentru ei, chiar mă bucur pentru ei că să rămânem în sfera beauty. Maria Angel a făcut și ea un live, spunea că în România, bineînțeles, și face niște cursuri de perfecționare pentru unghii, nu știu ce cursuri. Și le termină aceste cursuri înainte de meciul lui Antonio, că știți că pe 15, parcă zicea că are meci cu Marius, în cușcă să bat. Asta nu-mi place. Nu suport violența sub nicio formă. Dar sunt oameni care o adoră. Ea era în mașină când a făcut acest live și chiar zicea de baterie, cerea niște sfaturi că dacă se descarcă bateria, cum poate nu mai poate pleca de acolo. El era... să se tundă timpul ăsta și el aștepta și să nu se plictisească, a făcut și ea un live. Mă bucur că a făcut, chiar îmi place să mai am informații noi despre ei. Madi, de la sezonul 8, a dat și ea un mesaj pentru că s-au speculat foarte multe lucruri, cum că ar fi despărțiți, pentru că în ultimul timp Sergiu doar singur a intrat pe live-uri și a postat doar singur, n-a șters pozele care le-au împreună, dar n-au pus împreună. Păi n-au cum, dacă e la spital, a spus că e la spital, unde se recuperează, are program pe care respecte, e mai greu cu programul de masă și le mulțumește susținătorilor pentru că a avut și a susținători care... Chiar au vrut o câștigătoare, dar uite că stafful n-a fost de acord, stafful a preferat să pună pe Marius și pe Ioana, n-am nimic împotriva lor, chiar mi-au plăcut Marius și Ioana. M-au plăcut, dacă m-au plăcut, mi-au plăcut. Apoi Madi a lăsat un mesaj foarte interesant, chiar mi-a plăcut și zice așa, se gândește dificil, de aceea majoritatea oamenilor judecă. Interesant mesajul și foarte adevărat. Pentru că e ușor să judeci pe cineva. Poți să-ți dai o părere nevinovată,
Dar nu a făcut un lucru, de ce l-a făcut, că nu trebuia. Ai problema lor, fiecare face ce vrea. E viața lor, le aparține, face ce vrea. N-a spus dacă e sau nu cu Sergiu, dacă s-au despărțit sau nu, n-a spus nici el, nici ea. Deci nu știm nimica. Am căutat, să știți, am căutat informații și la el și la ea, la ea, decât atât am găsit mesajul. El mai pune. Chiar am și făcut un vlog despre asta, foarte supărat pe cei care îl vorbesc de rău, sunt foarte mulți, nu știu de ce au cu el. Nu-l place, nu-l place, nu-l vrei câștigător, nu-l vrei, dar lasă-l în pace să-și trăiască viața. Chiar asta spunea și el, că s-a săturat de câte ori intre pe live să tot vadă comentarii negative, chiar nu-i plăcut absolut deloc. Comentariile negative nici n-ar trebui să existe. Spuneți părerea și atât. După cum era de așteptat, cel puțin eu m-am așteptat, să știți, foarte mult, eram sigură de fapt că așa o să întâmple, Madi și Sergiu s-au despărțit. Mai întâi a publicat el un mesaj destul de lung, a început cu casa Mireasa, întâmplările pe care le știm cu toții, dar după ce au ajuns acasă, s-au certat. Bineînțeles că era foarte aglomerat unde locuiau ei, cu mama lui, cu sora lui. Știți că nu întotdeauna se înțelege bine nora cu soacra, de cele mai multe ori nu, știu că am stat și eu cu soacra. Așa că s-au despărțit. El zicea că să nu bombardeze cu întrebări pe ea, pentru că ea e în spital și vrea să se liniștească. Apoi el și-a dezactivat contul, pentru că și-a primit foarte mult hate. Da. Că îi pare rău, că certurile lor au continuat până când într-o seară s-a umplut paharul și s-a spart, vorba lui el, așa a zis. Așa că fiecare, el vrea să plece în Austria, s-a plecat, cred că deja. Eu știam că e un cuplu fake. N-avea cum să fie real, nu se putea, nu se potriveau absolut deloc. Iar ea se gândea la fostul, chiar se gândea. Se gândea, primea flori, primea scrisori de la el, fotografii, ea avea în telefon multe fotografii, plus că a spus și minciuni, că dacă vă amintiți că ei au dormit separat, că nu sunt decât prieteni și fotografia arăta pădul, așa că nu. Ei au făcut cuplu doar pentru premiu, pentru că s-aștepta, oricum ar fi stat în competiție, după competiție ar fi stat cele 6 luni până în primul bani, oricum s-ar fi desprins. Dar acum de ce să mai șadă? Premiul nu l-au luat, că nu i-a preferat stafful pe ei. Cel mai bine, nu se potriveau deloc, deloc, deloc. Apoi și Madi a postat un mesaj, a spus că e în spital, se recuperează, că au ales să se despartă după o lună și ceva. Zicea că îi pare rău, că totul e dureros. Nu știu de ce e dureros, pentru că ea nu l-a iubit. Poate așa obișnuința, știi, că stai cu cineva în casă, te obișnuiești. Că și eu mă obișnuisem cu unele fete din casa Mireasa, pe care le îndrăgisem foarte tare și când era câte una eliminată, îmi părea extraordinar rău. Dar mi-a trecut, poate trec. Și s-au dus pe drumuri diferite. Așa că a confirmat și a despărțirea. Ia să șadă în spital cât o mai sta, dacă o mai fi, dar oricum, cred că îi face bine. Zicea că s-a acomodat cu programul, mai puțin cu programul de masă, știți că ea nu mânca, avea probleme cu somnul. Îi părea rău că parcursul lor a fost diferit de cel care l-a visat ea. Poate ea ar fi vrut să rămână cu el. Nu cred, dar nu cred că ar fi vrut să rămână. Ei, o postare e o postare. Ea poate să spună orice în mesaj. Se mai și victimizează puțin, că știți, tot e la mod acum cu victimizarea, plus că în casa Mireasa e la mod asta. În casa Mireasa toată lumea se victimizează. Că primește foarte multe mesaje. Păi să chide, să dezactiveze și ea. Am văzut că Bianca și
cu Robert Bianca mai mult, nu știe nimica. A fost întrebată prin live dacă știe ceva de despărțirea lor. Lor a zis că încă nu știe nimic. Deci acum e sigur, s-au despărțit. Și bine au făcut. Când cineva nu se potrivește, și păcat, pierde timpul. Așa Sergiu poate să cunoască altă fată. Căsătorile la Casa Mireasa nu țin. Rar, foarte rar să țină. Majoritatea nu. Un live drăguț cu Vlad și Irina. Ei jucau și mai era prietenul ei, tot s-auzea în spatele Irinei cânta, știi că a fost... Ei s-au înțeles cât de cât, nu? Au fost în aceeași competiție, în același sezon, s-au înțeles în 7, parcă, da. Și Irina a răspuns la întrebări, a comentat cu ceilalți, apoi Irina trebuie să plece, că a intrat pe live-ul lui prietenul ei Bogdan, nu cel de la Casa Mireasa, alt Bogdan, și a intrat Dani, cel simpatic, și zicea că hai să joace, îi spunea lui Vlad să joace un joc, dar Vlad nu voia cu provocări. A întrebat unde-i Cătălina, zicea că se uite la Survivor. Apoi zicea, dacă ei doi comentau de acest nou concurs, Power Couple, cupluri puternice, cam așa ceva, cât știu eu engleză, vă dați seama. Dani ar fi vrut să ducă, zice că vrea să se ducă și spunea și lui Vlad, hai, vrei să mergem? Iar Vlad, nu, că eu nu urmăresc și nu-mi place, că am văzut aseară cum i-a pus pe bărbați să suporte niște dureri de naștere. Păi bărbații nu le suportă, dar noi cum le suportăm? Și încă de mai multe ori, eu am făcut 7 copii, vă dați seama, între care și gemeni. Să știți că gemenii nu-i faci odată, îi faci pe rând, adică fiecare geamăn are nașterea lui. Păcat că nu mi-au trăit. Și Dani ar vrea, nu știu dacă a zis în glumă sau cum a zis, dar că Vlad sub nicio formă, apoi a ieșit Dani, a intrat Cătă și cineva a întrebat dacă mai fac lumânări, da, a spus că fac lumânări, câștigă destul de bine. Și au mai fost întrebați dacă au aflat niște lucruri noi după ce a ieșit din competiție, a spus că au aflat foarte multe lucruri, alții au întrebat dacă e însărcinat, a spus că nu. Și, bineînțeles, inevitabilă întrebare despre sezonul nou, a spus că nu simpatizează absolut niciun concurent, iar cele mai multe întrebări și răspunsuri au fost despre meseria lor, despre produse de păr, produse de machiaj și toate astea, pentru că ei se pricep. Maria, câștigătoarea sezonului 7, da? A făcut și ea un live, dar scurt, pentru că se grăbea, l-aștepta pe Antonio să vină de undeva. Prima dată a vorbit și pe niște produse, știți că ea se pricepe, a făcut un curs ceva de unghii, de astea. Și apoi a zis că o să le arate și lor acolo produsele care le-a găsit, o să facă un story și o să le arate și lor. Apoi a vorbit de Antonio, că toată lumea o întreba unde Antonio, că ce și cum, știți că el are pe 15 meciul cu Marius, parcă, da, cu Marius. Eu sper să câștige Antonio, pentru că pe el îl simpatizez, nu pe Marius. Apoi zicea că îl așteaptă pe să termine Antonio, nu știu unde era, la Tuns, parcă, pusese la antrenamente, că face antrenamente dure, că vrea să meargă la un mall, are ceva de cumpărat. Vorbea cu o femeie, era o femeie cam supărată și tot. Dar îmi crezi că femeia asta era cam, să zicem, dusă așa, cam bine dusă, după modul în care vorbea, că îți dai seama că nu era o femeie inteligentă. Maria, am impresia că o simpatizează, că de multe ori am văzut când face live, intră și această femeie și vorbesc foarte mult. Apoi, cineva i-a zis Mariei că e arogant, i-a spus că nu e arogant absolut deloc, de ce să fie arogant? Nici mie nu mi se pare că ar fi. Cineva i-a spus, ești la tine în Constanța, și i-a zice, nu sunt în Constanța la soțul meu, că știm că el e din Constanța, nu ea, e din București. Dar e mai frumos în Constanța. Eu am locuit în amândouă orașele și de asta pot să fac o comparație. Mai mult am stat în București, dar în Constanța am fost decât vara. Pe vremuri, acum vreo 40 de ani, lucram ospătară vara, câte 3-4 luni. 3-4 luni lucram, de fapt. Începând din mai până prin 20 octombrie.
și mi-a plăcut extraordinar, că de asta am și ales această insulă unde locuiesc, din cauza mării, place mare. Dacă sunt de la munte. Și acum, în încheiere, vreau să vă spun ceva foarte caragios. Eu așa l-am văzut caragios, era Mihai și cu Hatigen. Și s-auzea o voce caragioasă, nu știu dacă era ei sau cineva a dublat, nu pot să-mi dau seama, dar spunea ceva comic, făcea așa. Îți dai seama ce copil iese din noi doi, la cât ești tu de deștept și cât sunt eu de frumoasă? Tu îți dai seama ce copil iese din noi doi, la cât ești tu de deștept și la cât sunt eu de frumoasă? Da. Îmi dau seama. Cât ea de frumoasă și cât el de deștept, ce copil are și. Voi ce părere aveți? Ce copil are și? Andreea, de la sezonul 9, vă amintiți de ea, a fost eliminată. Și a intrat și ea, era cu un cofată, a intrat pe live, tot râdea la început. Au început să vorbească de sezon, toți au întrebat-o de ce și cum, cum a fost. Ce părere de băieți, zicea că Șervan e de treabă, apoi a vorbit puțin de Andrei, care a fost și el eliminat. Știți că au plecat împreună, au plecat împreună în aceeași zi, nu că au plecat împreună, că n-au plecat deloc împreună, dar ea zicea de, asta Andreea zicea de Andrei că era de treabă. Apoi a fost întrebat de Silviu, știți că a fost și el eliminat, zicea că nu i-a găsit Instagram-ul, că să intre cu el să vorbească, iar ceilalți spuneau, păi dacă și-a luat foarte mult hate Silviu, păi da, normal, că e mai bine că a plecat, că nu mai avea ce face în Casa Mireasa, zicea Andreea, oricum fetele nu se uitau la el din cauza acest 10-13 relații pe care le-a avut, asta e sigur, și chiar dacă venea o fată nouă care nu știa și nu se uitase deloc la televizor, ar fi fost informată imediat. Apoi a intrat și Andrei, de la sezonul 9, care a fost eliminat, au stat de vorbă, au vorbit de tot de Casa Mireasa, părerile despre ei, chiar zicea Andrei că Valentin și-a pe mijloacele așa de socializare și-a foarte mult hate și zicea că cineva spune, a citit Andrei, că Valentin are mult hate, dar nu are dinți. Apoi a întrebat cum n-are dinți, zice Andrei, pe ce eu m-am uitat în gura lui, dar nu prea are, chiar în față, ar fi trebuit să-și pune, intre așa la un concurs fără să-ți pui dinții, dar... Și mai spunea de Andrei că Andrei spunea de Valentin că e vulcanic și s-a certat cu aproape toți băieții din casa asta, așa este. Iar lui Silviu era foarte greu că era marginalizat, nu s-a putut acomoda deloc. Andrei a încercat să-l acomodeze, a încercat să-l ajute, dar nu avea cu cine discuta. Chiar a spus și Andrei și asta s-a văzut. S-a văzut asta. Apoi pe Andreea a întrebat-o de Cristian, dacă a vorbit cu el, ce părere are, zic că nu știe nimica, pentru că n-a vorbit. Ea n-a vorbit aproape cu nimeni, știți, că era mai retrasă, n-a vorbit. Dar amândoi ziceau că le foarte bine afară și că nu se potriveau, nu se regăseau, cum zic ei, în Casa Mireasa.